Pentru cei care au dus Scripturile la ei, aș dori să deschid la pagina 934, Matei, capitolul 10, vom citi versetul 22. Repet, pagina în Sfânta Scriptură, 934, Matei, capitolul 10, versetul 22. Chiar dacă este un singur verset, să dăm cinstea cuvenită, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Binecuvântat să fie numele Domnului. Îi mulțumim lui Dumnezeu că în seara aceasta suntem în casa Lui. În har deosebit să fie în adunare. Glorie Domnului. Când alții fug de război, când alții stau pe un pat de suferință, când alții s-au antrenat în probleme, în accidente, tu și eu să fim în casa lui Dumnezeu. Și bucuria noastră e și mai mare, că nu suntem singuri. Avem toată certitudinea că El, Domnul, e prezent în locul acesta. Dragii mei, sunt slujitori care atunci când sunt chemați să predice, dacă știe că biserica care îi cheamă au puțini frați și surori, nu merge să slujească, le place acolo unde sunt mulți. Și spun lucrul acesta că mi-am adus aminte, dragii mei, în ziua aceasta, în urmă cu câțiva ani eram în România, la noi, în biserică, și a intrat un frate cu mai mulți frați slujitori. I-a dus la noi să predice Evanghelia și așa s-a potrivit în după masa aceasta. Unii dintre frați au fost plecați și au fost mai puțini. Au intrat, au văzut că sunt puțini, au ieșit și au plecat. Am ieșit, eram la învon, am ieșit după ei și i-am rugat să rămână. O spus că nu suntem prea puțini, îi duce pe frați acolo unde sunt mulți. Mi-am dat seama atunci, dragii mei, cu durere, că n-au fost călăuziți de Domnul. Că Domnul nu greșește niciodată. De aceea vreau să spun că avem harul să nu fim singuri în seara aceasta aici. Cuvântul Scripturii ne adeverește că unde-s doi sau trei adunați în numele Lui, El îi prezent acolo, slăvit să fie numele Lui. El nu-L interesează mulțimea, chiar dacă suntem mulți. Dacă doi sau trei se unesc în numele Lui, El promite prin Scriptură că e acolo. L-ai simțit în după masa aceasta că e aici în adunare? Binecuvântat să fie numele Lui! Dragii mei, un har să vii în adunare. Oriunde te-ai găsit, mai în față sau mai în spate, mai sus sau mai jos, ești în prezența lui Dumnezeu și e atât de minunat. De dimineață, fratele Viorel citea Psalmul 84. Mi-am adus aminte, dragii mei, că în versetul 4, firul core spune un cuvânt atât de frumos. Ferice de cei care locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Merită Dumnezeu lăudat? Dragi de merită Dumnezeu în vremea aceasta să lăudăm? Când alții și alte popoare au Dumnezei care au gură și nu vorbește, au ochi și nu vede, au urechi și n-aude și sunt lipsiți de putere, n-au nicio putere. Dumnezeul nostru e viu în vecii vecilor. Menobria firgobetena dioșabrio tainia. Binecuvântat să fie numele Lui. El e aici, ne șterge lacrimile, ne iartă păcatele, ne vindecă bolile, ne poartă pe brațele Lui. Dacă acești Dumnezei îi spurtați dintr-un templu în altul, îți curățiți, îți spălați, al nostru Dumnezeu ne poartă din putere în putere și într-o zi ne va înfățișa ca mireasă înaintea lui Dumnezeu. Merită să lăudăm pe acest Dumnezeu? Slăvit să fie numele Lui, atât de minunat! Pe zi ce trece și îmi place să folosesc un cuvânt care mi s-a lipit de inimă atât de mult și s-o cot un atât de mare adevăr în el. L-a rostit cu multă vreme în urmă David și am putea fiecare dintre noi în seara aceasta să rostim. Spunea el și putem spune noi, dar eu prin îndurarea ta cea mare pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Înțelegem de aici că nu-i meritul nostru, că în seara aceasta suntem aici și îndurarea lui Dumnezeu.
Nu-i Dumnezeu obligat față de noi. Nu avem noi atâta pocăință, ce Dumnezeu e bun și s-a îndurat de noi. Dragi mi spunea salmistul, prin îndurarea ta pot să intru în casa ta și să mă închin în templul tău cel sfânt. Dumnezeu și-a făcut partea, s-a îndurat față de noi, suntem aici în adunare. Partea cu închinarea ne revine nouă. Dumnezeu să ne ajute ca închinarea pe care o facem în seara aceasta să fie una primită și una plăcută înaintea Lui. Dragii mei, vrând nevrând, facem o lucrare înaintea Lui Dumnezeu și o închinare. Mi-aduc aminte de cuvintele Apostolului Pavel care spunea: eu ca un meșter zidar am pus temelia, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Că vrei, că nu vrei, că-ți pasă, că nu. Vreau să spun că clădești deasupra. Ceva clădești. Ori clădești aur, argint, pietre scumpe, ori clădești lemn, paie, fân și trestie. Ceva clădești. Dar vreau să spun, dragii mei, că la final vine focul și încearcă lucrarea ta. Focul va dovedi autenticitatea lucrării fiecăruia dintre noi. Și dacă spune acolo cuvântul lui Dumnezeu și accentuează Pavel, dacă lucrarea ta rămâne în picioare, vei primi răsplătirile. Vei avea parte de răsplătire. Să nu confundăm răsplătirea cu mântuirea. Dacă lucrarea fiecăruia care o duce va rămâne în picioare, va primi răsplătirile. Dar dacă focul vine și arde, mistuiește ce ai zidit deasupra și lucrarea ta nu rămâne în picioare, îți pierzi răsplătirea. Și spune Pavel, un astfel de suflet va fi mântuit ca prin foc. Și Dumnezeu să ne dea putere să facem voia Lui. Dragii mei, trăim vremuri grele, vremuri tulburi, marele împărății ale pământului sclătinate, puterile pământului zguduite, pământul zguduit din temelii, înțelepții lumii nu găsesc soluții, savanții rămân pe din afară, parcă nimeni nu mai poate face ceva. E atâta tulburare în jurul tău, e atâta tulburare în jurul nostru. Dar pentru noi, care suntem copiii Lui, mi-aduc aminte de un cuvânt frumos din Psalmul 23, versetul 4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrii morții, dragii mei, suntem în vale, moartea pândește într-o parte și alta, în față morte, în spate moarte. Unii sunt tulburați, unii au intrat în depresie, unii se tem, unii fug. Se teme și teme viața. Dar spunea salmistul, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrii morții, nu mă tem de niciun rău. De ce nu se temea David? De ce nu se tem copiii lui Dumnezeu? Că Tu ești cu mine. Menobria filgobet naet. Simți pe Dumnezeu că e cu tine? Simți peste casa ta protecția Lui, peste familia ta, peste copiii tăi, peste soțul tău, peste soția ta? Simți prezența lui Dumnezeu? Ăsta e Dumnezeul nostru. Poate ești aici într-un colț retras, poate ești la rescruș de drumuri, poate ți-ai făcut socotele și nu mai găsești niciun rezultat. Totul ți se năruie, totul e întuneric, totul e besnă. Află că în seara aceasta aici e prezent Dumnezeu. Cheamă-L, cheamă-L cu tine, cheamă-L în viața ta. De-L vei primi pe Iisus în viața ta, nu vei mai fi la răscruci. El îți va arăta drumul, El îți va arăta calea, însuși El este calea, adevărul și viața. De vei cădea, te va ridica Dumnezeu și niciodată nu vei fi zdrobit de tot, căci pentru tine va lupta El. Slăvit să fie numele Lui, cheamă-L pe Dumnezeu că e aici în adunare. Cheamă-L în viața ta, în familia ta, spune-i că ai nevoie de El. Nu te-ai dea drept altul, nu veni în adunare să pari că n-ai nicio problemă, că totul e ok, că totul se merge bine. Proșterne-te înaintea lui Dumnezeu și rogă să vină în casa ta, în familia ta, în dreptul soției, în dreptul soțului, în dreptul copiilor, în dreptul celui care plânge în casa ta, în celui care are nevoie.
cheamă-L pe Dumnezeu. Dragii mei, mulțumim Duhului Sfânt că ne mângâie. Îi mulțumim că ne îndrumă, că ne învață să umblăm în tot adevărul, că ne-o lăsa Scriptura ca dreptarea învățăturii sănătoase. Îi mulțumim în mod deosebit lui Dumnezeu pentru credința care a așezat-o în inimile noastre prin cuvântul Evangheliei. Prin această credință avem nădejde că într-o zi vine Domnul și ne duce acasă. Și tot prin această credință nădăjduim, dragi mei, nu ne poate lua nimeni această nădejde, că până va veni El să ne ducă acasă, El va fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului. 1000 să cadă, spunea Salmistul în Psalmul 91, 1000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta, de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Dragii mei, ăsta-i Dumnezeul nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Și aș vrea să revenim, dragii mei, că timpul trece și trece, la versetul, a doua parte a versetului 22 din Matei 10. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Dragii mei, avem nevoie de răbdare.